Reprezentanții sănătății au găsit o nouă soluție ca studenții de la medicină să nu mai plece în străinătate după finalizarea studiilor. În acest sens, locurile la rezidenția s-au suplimentat cu 48, ajungând să fie scoase la concurs un număr total de 3.778 de posturi. Noile posturi vizează domeniul medicinei pe specialitățile cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pneumologie, nefrologie, chirurgie generală, radioterapie, ortopedie, traumatologie și ORL. Decizia a venit în urma solicitărilor făcute de rezidenți către Ministerul Sănătății. Recent am luat decizia de a suplimenta locurile disponibile în concurs, astfel încât să ajungem la un nivel similar cu cel de anul trecut. Am suplimentat cu încă 48 de locuri, sunt cu 10 locuri mai puține decât în 2011. Suplimentarea a fost făcută recent, a declarat dr. Raed Arafat cu ocazia adunării generale a Colegiului Medicilor din România. Potrivit Ministerului Sănătății, cei mai mulți candidați s-au înscris la rezidențiat pe locurile scoase la concurs în domeniul medicină. Un număr de 931 au optat pentru medicină dentară, iar restul de 298 vor susține concursul pentru farmacie. Concursul de rezidențiat se va desfășura pe 25 noiembrie în București, Timișoara, Iași, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Craiova.